De asemenea, românii trebuie să știe că voi fi președintele care va menține cota unică. Voi fi președintele care va garanta în continuare plata salariilor și pensiilor la timp, chiar dacă, prin acțiunea politică necugetată de a lăsa România de atâta vreme fără guvern, oamenii lui Mircea Joană deja răspândesc în mediul rural zvonuri că nu se vor plăti salariile și pensiile. Eu îi asigur pe pensionari că și pensiile se vor plăti și asigur pe bugetari că și salariile se vor plăti. Este adevărat, în mandatul meu viitor, statul își va restrânge cheltuielile, pentru că acolo este o resursă importantă de bani care trebuie să ajungă la investiții, la modernizarea satului, la pensii, la salarii, la educație, la sănătate. Statul va înceta treptat să fie cel mai mare consumator de bani ai bugetului statului.